Doamne, cu genunchii sufletului plecați în fața Ta și cu inima deschisă, îmi dau seama că nu știu ce să cer de la Tine. Tu pe toate le cunoști, Doamne, și știi prea bine de ce am nevoie. Tu mă iubești pe mine mai mult decât pot eu să Te iubesc pe Tine. Doamne, mult am greșit înaintea Ta și multe rele am făcut în această viață, însă multă și prea mărită este mila Ta și iubirea de oameni. Iartă-mă, Doamne, iartă această oaie rătăcită a turmei Tale, care în genunchi cere milostenie. Doamne, miluiește-i și pe cei ce mă urăsc, se sfădesc cu mine și mă ocărăsc, asemenea și pe cei ce mă grăiesc de rău, ca nu cumva vreo unul dintre ei să pătimească ceva rău pentru mine, necuratul, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să vie, ci sfințește-i pe dânsii cu mila Ta și acoperă de bunătatea Ta, prea bunule stăpâne. Doamne, învață-mă să-Ți cunosc mărirea și bunătatea. Dă-mi inimă curată și lesne iertătoare și căință pentru supărările ce am făcut altora. Fă să am dragoste creștinească și să pot răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor, făcând porunca Ta. Mă făgăduiesc să nu mai fac rău celor ce-mi fac rău. Pe cei ce mă blesteamă îi voi binecuvânta. De va flămânzi vrășmașul, îi voi da pâine, iar de va înseta, îl voi adăpa. De va cădea, îl voi ridica și de se va rătăci, îl voi povățui. Doamne, eu nu sunt decât un om neputincios. De aceea ajută-mă cu darul Tău să fiu statornic în poruncile Tale. Trimite binecuvântările Tale peste vrășmașii mei și întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferințele și neodihna ce-mi vin de la ei și ne împacă pe noi. Dăm pacea Ta, Doamne, ca să putem viețui pe pământ cu pace, cu bucurie și să-Ți zicem în unire cu față senină și inimă curată. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Că Ție se cuvine slava, cinstea și închinăciunea Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.